te-am găsit la mine pe canal. Ai văzut reclama la Audi, de la nou Audi R6? Copilăria mea, tot ce am însemnat, eu am crescut în Audi. Am 254.000 în bord. Mulțul în lesă. Ce față are? A făcut el o românească. Nu știu dacă la Audi vreodată o să simți. Ce o să simți tu? E foarte ok. Scuză-mă, frate. Hai, nene. Sunt din București, nu din Pitești. Nu, că ești din Constanța cu numerele. Ok, trecerea de la Opel Astra H la un Audi A6, am zis că tot un H sunt. Gata, am revenit de la volan, acum sunt eu la volan și Sorin e în dreapta, a avut curajul să-mi dea mașina. Am mâncat foarte bine aici la restaurantul ăsta, să le facem o reclamă plătită de noi. Da. Cum se numește restaurantul? La Tuciuri din Pitești. La Tuciuri din Pitești, o mâncare foarte bună românească, cu specific românesc, chiar este foarte bună. Hai să introducem cheia în contact, ținem cior pe frână, nu? Nu. Nu? Încă merge și așa, da. Ok. O punem în neutru? Nu, o pornești întâi. Așa. Stai că nu știu să pornesc. Stai numai o dată și atât. Și a pune diesel power-ul. Da. Piciorul pe frână? Ai pus o frână? R? Drive? Da. A, de fapt, trebuie să apăsă buton? Da, da. R. Așa. O să simți în pedală. Și acum, și acum accelerezi un pic. Acum pleacă în față dacă o las? Nu, 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 în spate. Nu mă gândeam. Aere asistare la... La pantă, nu? Da. Hop. Așa, și acum apăsăm... Drive. Drive. Deci volanul ăsta e fenomen. Direcția la Audi mi se pare foarte asistată electric și în ala chiar e faină. Adică aș prefera o mașină. Uite, ia, uite, să faci o probă. Mergi încet. Da. Ești în întâia, vezi acolo D1? Da. Și calcă încet, încet, dar progresiv și să simți cum schimbă din întâia într-a doua. Dă-i. Până la 2000. Ai simțit un șut? Da. Asta înseamnă o cutie Tiptronic la 30 și ceva de mii, care uleiul noi s-a schimbat niciodată. Dar cred că șutul ăsta îl simți doar... Când și când. Și doar când mergi încet. Dacă acum faci din nou progresiv, iar las-o încet. Uite, să-și accelerează tot așa încet, încet, cât până între 2000, ca e acolo schimbă, să simți diferența dintre a doua în a treia. Nu vreau să mai schimbe. Ba da, ba da, ba da, ba da. Gata. E, acum s-a simțit. Vezi? Acum a fost frumos. Asta este. Iar asta îi ziceam întotdeauna, o cutie, când o verifici, când am verificat-o prima și prima oară, astea erau primele simptome. Și nu le făcea. Deci totul era ok. În momentul când ai pe sport sau poți să mergi și pe drive normal și accelerezi deodată tare și a schimbă în turanțe mari, atunci nu prea îți dai seama dacă cutia poate să aibă probleme. Am înțeles. Tu să mă ghidezi în direcția între să ajungem, da? Da, înainte. Înainte, da? Băi, îmi place foarte mult feeling-ul și e foarte insonorizată. Am mers cu A4, e diferență foarte, foarte mare între A4 și A6. Să ții stânga? Că să ne zic că dacă am BMW. Da, și semnalizarea asta e foarte tare, exact ca la mine. La noile BMW-uri când apeși pe semnalizare. Așa, stânga? Stânga? Da, că la intersecție se face în stânga, stânga cu tot. O, nu gulapă, nu gulapă. Da, nu știu că la ce drumuri avem. Da, chiar mi se pare o mașină foarte tare. Ce nu-mi place mie la Audi, asta mi se pare o singură chestie, că lasă butoanele astea false, specific grupului VAG. Da. Ar putea cumva să le mai, nu știu, să facă cumva designul să nu pară. Mă gândeam să deseneze dacă e ceva pe ele. Da, da, exact. Nu, n-ai, ceva se vede, sunt opțiuni. Unul știu că e senzor de parcare, restul, habar nu am restul ce poate să fie. Hai să întrebăm pe monitorii noștri dacă știu ce face butonul acesta. Aveți 3 secunde, 3, 2, 1. Dacă a spus că se deschide tot pe 2,
Ați ghicit. Asta e. E bingo. Păi chiar a avut o problemă mama. De ce? Unde se deschide? Zic, nu, aia e ușa, de acolo deschizi ușa. I-am zis, nu, e aici. Da? A, da? Dar știi că eu am păcătuit pe mama mea. Și prima oară a pus pe asta. Și am făcut așa. Zic, da, nu se deschide nimic. Ai, fain că se stinge de acolo, ai da, buton zic, nu, special. Asta se deschide ecranul, iar de aici... Pe mama am păcălit-o cu butonul sport. Avem un Opel C, Corsa C. Da, și aici avea sportul. Nu. A fralit-o fratele meu că eu mergeam agresiv cu ea fiindcă am buton sport și aveam reglaje la faruri acolo cu 0, 1, 2, 3 și i-a spus mamei mele că de acolo eu dau pe sport. Se stânga, nu? Da. Și-o luăm în jos. Și-o văd pe maica mea că se duce la mașină și îmi dă farul în jos. Și fac, mă, ce faci, mă, la faruri? Crezi că eu nu știu că de acolo dai tu pe sport? Și tot stânga, cum se face. Wow, fain. Dieselul e fain de la 3000, mi se pare ăla de 2000, că și ăla face viteză. Dar da, nu doar se simte... că pe o carosărie ca asta mi se pare mai tras e de verde? Mai nu. No? Nu. Uite acolo semafor. Acolo semafor. Uite acolo, în față. În Pitești aveți semafor și acolo, și acolo, și acolo. Da. În București unde? După copac. Sus, la etaj. Și după copac, adică n-ai nicio șansă să-l vezi. Nu, că și în Constanța, de fel, când mai stau, așa stau. Trebuie un Opel deci, cu panoramic. Deci ăștia, da. Vezi? Hai că mai am noroc cu asta, mai stau așa. Da. Mie îmi place foarte mult că e spațioasă în față, da. Eu o văd mare și în spate. Și BMW-ul pierde mult, fiindcă are motorul mult mai în spate. E în linie și ocupă foarte mult. Și l-are pus și pe puntea față și în spatele punții față. La Audi totul vine mai în față. Da. Are un minus din punctul ăsta de vedere la manevrabilitate, dar doar dacă o duci la limită, hai să fim serioși. Avantaje și dezavantaje. Exact, la orice nu există avantaj. Marcă. La BMW dezavantajul este că îți ia din spațiu interior. Poți să ții seria 5 și să vezi spațiu. Și asta o ții drept înainte strada da. Asta. Ia să vedem așa o repriză. O dăm pe sport? Da. Păsăm. Și gata. La podea. Sport, da? Da. Da. Mișto. Sau? Sau? Uite, poți să mai faci așa. Pe manual? Nu. Da. Dai pe D. Așa. Dăm pe manual. Dai să avem și liber? Da. Să avem liber? Hai, da. Ia, vezi. Mai rapid așa, știi? Da. Mai rapid, că nu mai are... Nu știu, cu timpul la mort în care ea gândește, hai să schimbăm, să nu schimbăm. Are turbolag, clar. Are turbolag, dar lagul ăsta vine și la cutie. Adică se vede că e un Tiptronic și nu e un S-tronic care... Clar. Asta e o cutie mai mult de confort. Da, și puțin, adică mi se pare Tiptronicul un compromis perfect între fiabilitate, sportivitate și confort. Da. Dacă ții mult Tiptronic o să fie doar confortabil. E oricum mai mult spre confort. Da, exact, da. Dar nu te lasă la greu, în momente de depășire sau... Păi că și navigația mare, nu cred că există mai ceva mai mare de atât. Nu, e standard. Deci nu este mai mare sau mai mic. Este mai mare, nu? Știu că la celălalt la A6... modelul la C7. Acolo are, e la ecranul care iese din bord. Dar la cel dinainte mi se pare că... Nu, să stai pe bandă asta. Știu că la modelul dinainte era și navigația asta color, era și cea alb-negru, din câte știu. Sau la non-facelift. Nu e negru, e roșu cu roșu negru. Cu negru da, e clasica aia, da, parcă da. Asta aia e era destul de standard. Da, și mai are și cel din bord, tot așa, e cu negru. E roșu cu negru. Da, da. Asta e full color, cum ar fi, și în bord și... Și ceasul ăsta de bord mi se pare foarte tare. Uite, vezi și gurile astea de ventilație, specific audio-ului. Cum la BMW sunt pe uși. Ai văzut vreodată un BMW cu... Da. Gurile de ventilație. Uite, asta, de exemplu, a fost o accelerare treptată. Da. Totul este treptat, ca să poți să vezi viteza, doar să te uiți în bord. Uite, asta vreau să spun. Nu știu dacă la Audi vreodată o să simți... Ce o să simți tu... Chestia asta. O să simți tu după aceea, fiindcă dacă rămâneți până la final, o să vedeți un video cu Sorin. Da. De fapt, un material cu Sorin, fiindcă o să-l dau și eu cu BMW-ul meu. Să vadă ce înseamnă benzinara. Da. Ce înseamnă șocuri. Șocul, da. Benzinara aspirat... chiar dacă nu face viteză ca un diesel... Dar îți dă senzația că ar trage mai, da. Mai tare. Exact. Da. Doar chestii de senzație și până la urmă, nu știu, fiecare ce caută, adică dacă caut senzație, ți-e clar benzină aspirat. Absolut. Și iarăși motor de 3.0. Da, deja 3.0 benzină. Oarecum că fac foarte mult oraș și nu e deloc indicat.
pentru Audi. Nu? Ce consumă ai? Ca să ajungi la întrebarea românului, cât consumă acest Audi? Păi, în oraș mă duc la un 10-11. Okay. Iar pe afară 7-8, de fum, depinde cum merg. Dacă merg la 120-130 în limită, 7. E un consum de 2-2 benzină, atât consumă și a mea. Adică da. Dacă consumul ăsta de 11 este în Mioveni, de unde ești tu sau de unde? Da. Da? Deci 11 Mioveni, cred că și-a mai ar consuma 11 Mioveni, sincer. Consumă 15 București. Probabil și prin București, să zic, ar consuma ceva mai mult. Clar, ceva asta. Mai mult. Ia dai acum o pedală. Da. Când se încarcă turbina. Turbina. Da. Când se încarcă turbina, chiar are zvâc. Se zic are. Așa. De strada asta o ții drept, drept, drept. Era cam strâmbă pe acolo și am observat treaba asta și la BMW-ul meu. Cât ai anvelopa mai groasă, mai lată, cu atât... Păi, apropo și de când am luat-o, avea agențiile pe 18. Și acum pe cât ai? Frumușele. Dar trecerea de la Opel Astra H la un Audi A6, am zis că tot în H sunt. Am zis că tot în Opel sunt. Deci orice denivelare, orice groapă, orice tronc, box, tronc, zic, băi, n-ai cum, nu cred așa ceva. Și le-am schimbat, am pus ceva mai curățele, le-am pus pe 17 și balonul un pic mai înalt, dar pare-mi pot să beneficiez de confortul pe care ea trebuie să mi-l dea. Chiar e confortabil, pe bune. Adică nu iau, și gândește că am suspensiile normale, nu sunt pe aer. Da. Am, ziceam că am dat 1500 pe ea. Dacă mai dispuneam de măcar 2000 de euro, puteam să iau soft close, head-up display. Are soft close pe toate portierele sau? Da, 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 da. Are, sau să nu greșesc, doar pe față, nu știu sigur, dar știu că am găsit cu soft close, cu line assist, cu Distronic, deci aproape full. Distronic chiar e o lutare. Asta e unica opțiune ce poate, pot să mă laud cu ea iarna, este Webasto. Și funcționează? Da. La BMW nu prea funcționează. Spun la Webasto am... Ai cheie deci, separată? Da, chiar e aici. Da? O am aici, da. Da, dar eu am avut și la E39-le vechi Webasto, dar spre ghinionul meu nu funcționa. Așa e. Foarte tare, am văzut la un Audi A5, aceeași cheie. E aproape nouă, că nu prea a fost folosit. Foarte tare. Și la BMW din greșiu se poate programa și din da. Navigație să da, pornească da, da. La o anumită oră. Atâta că pe vara pe aer condiționat, chiar dacă setezi la 16 grade, nu-ți face, pentru că automat compresorul nu pornește, motorul nu e pornit, deci n-are, pur și simplu îți bagă ventilații. Ah, deci îți ventilează atâta tot. Păi da, da, doar e, pe cald. E pe cald, asta v-am zic. Pe cald, da. E o plăcere să stau, deci iarna, de exemplu, îi dădeam și mă vedeam cum se dezgheață așa încet, încet. Vecinul lângă dezăpezea. Ai încălzire în parbriz? Mi se pare că la Ford... Nu, nu, nu am, nu am. La Ford mi se pare că e dotare destul de desăpânită. Da, încălzire... Deci mi se pare genială. Parbrizul din față, da. Chiar e dotare pe care poliția de prin ar trebui să o abordeze mai des, fiindcă schistii mărunte. Asta era jumbo? Nu, de nu. Ok. Mai în față, dar să ții dreapta. Sunt chestii mărunte care îți fac viața mai ușoară. Da, absolut. Un plafon negru mi-ar fi trebuit. Probabil este obișnuit al meu. Păi eu o să vreau să o duc cât de curând la un detailing ca lumea. Da? Da. Și vrei să-l tapizezi cumva plafonul sau? Să-l nu, să-l curețe. Să-l curețe, să-l curețe, că inițial când am luat, uite aici sunt niște pete. Am zis inițial că i-a plouat. Curge probabil pe la trapă, dar nu, nu, nu. Probabil mai mult ca sigur au uitat cândva trapa și, și ia plouat, dar nu, așa nu, nu, nu curge nimic. Cui recomandă mașina asta? Adică dacă ar fi acum să recomand pentru cineva mașina asta, pentru cine crezi tu că este perfectă? Pentru familie. Pentru familie, bun. Eu, având în vedere că am un copil, în spate stă soția, copilul cu scaunul, foarte comod, foarte... Nu era mai ok? Teata, scuză-mă aici. Ok. Da? E foarte ok. Scuză-mă, frate. Hai, nene. Sunt din București, nu din Pitești. Nu, că ești din Constanța cu numerele. Ok, absolut. Eu când am vrut și când am vrut să cumpăr, da, am căutat a șasele break. Dar, culmea, l-am găsit sedan.
Dacă nu găsesc break, nu, iau sedan. Mai știu pe cineva care a plecat după benzină automat și a ajuns acasă cu diesel manual. Ah. E aici de față. A, da, tu? Și a rămas la sedan. Și pot să spun că, da, automat, că mai mult ca sigur în break încape mai mult. Probabil, dar nici cu sedanul nu mă plâng, a fost ok. Probabil că o să fie o familie destul. Stânga și drept în față. Hai să o parcăm pe aici pe undeva. Pentru un tânăr, na, bine poți și pentru un tânăr. Și eu sunt tânăr, adică pentru o persoană singură, nu știu. Depinde ce, nu știu, ce vrea. Dacă caută sport și agresivitate, nu ți oferă mașina asta. Îți oferă confort? Cu toate că da, Doamne ferește, și ea face viteză, să zic așa. Face dar... viteză, dar face liniar și nu îți dă sens. Absolut, da. Asta îți adică pentru să... Da, a fost așa puțin pe fundal. Băi, Sorina, mersi mult pentru timpul acordat. Ai o mașină foarte faină, chiar mi se pare o mașină întreținută și... Eu am să o țin, n-am să o vând. În viitorul îndepărtat n-am de gând. Ba din contră, e strict de familie. Am vrut să schimb, mă gândeam la următorul, dar am zis, bă, o iau. Asta am luat-o. Am băgat niște bani, am investit în ea. Cer o stare să iau o altă mașină, să zic C7, care la banii care, na, noi avem în România, nu-ți permis să o iei una nouă. Da, nu, clar. Și automat tot cu vreo 200 și ceva de mii o iau. Și la aia iarăși bagă, fă, drege. Și știi care chestia? Mă mai confrunt după și cu Estronicul, care la 60.000 trebuie să-i schimb toate. Asta mai bine, na, îi cred pe ăștia de la Audi cu Forever cu Young. Long life sau ce? Da? Da. Și nu, asta e, mă bucur așa. Adică bine, într-un final sunt conștient că trebuie să-i schimb. Știi care că cred eu că e faza? Exact ca la telefoane. Trebuie să schimb cumva telefonul la două generații, nu la fiecare generație. Ca să poți să simți diferența absolut. Exact. Fiindcă pe de obicei ce se pune pe facelift, se aduce și pe nou model, doar faceliftul de multe ori poate să fie cu mici îmbunătățiri care aduce la un model care a ieșit, vine cu exact. Facelift. Și probabil designul la modelul sau nou. Sau poate primul a fost prea reușit și vine cu al doilea, să fie mai stricăcios. Să poată să vindă așa și a fost piese. La BMW, la E60 și la i90. Au făcut primele generații 2.0 cu distribuția în față care am fost... auzit de 2.0 de la diesel, că da. Foarte păcătos, era un cod de motor care N47. Pica distribuția. Distribuția și da, și l-a făcut primul bun și apoi pe al doilea l-a făcut mai stricăcios. Până la urmă consider că poți să ieși un Ferrari, dacă cine a avut o și a bătut joc de ea, poți să fii și cu aia în serviciu. Clar. Absolut. Ferrari nu e cea mai fiabilă marca, adică n-ai dat un exemplu foarte bun, adică Ferrari am avut la 20.000 care... Da, și uite, era perioada aia când circula arma pe la televizor că l-au foc, dacă ții minte. Da, da. Dar acum mai nou sunt BMW-urile, ai văzut câte BMW-urile l-au foc în ultimul timp? Mai ai BMW și cam vorbești tu de BMW. Da, nu, dar acum sunt foarte multe care au luat foc ultimele modele. Ceea ce nu e foarte sunt, că probabil poate și la rândul șoferului, proprietarul, poate nu... La Ferrari ziceau că încingeau mult prea tare motorul și tobele și având în contact cu plastic, luau imediat foc. Cred că la BMW-uri e de prea mult soft. Sunt excel și de soft. Chestia asta, sunt mulți, uite chiar... Sunt mai mult ca sigur, sunt mulți băieți care te urmăresc și... Ar trebui să, nu știu, să nu să tragem un semnal de alarmă, să nu mai încurajăm atât softul, consider. Da, exact. Nu este ok. Îți de părere că softul... Pentru că de multe ori îi faci un soft, vai, 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 ce bine ești, după care o pui pe... Pică tot, exact. O pui pe OLX când urmează să pice, când tu ai scos deja untul din motorul ăla la 200.000. Și altul. Și îl pui pe OLX cu extra full. Trage bine, nu fără soft. Nu dă trage fum. Bine. Nu cu soft și nu dă fum. Aia da. E deja prea mă, bă, dă o da. Și soft. Uite, asta dă fum. Păi așa îl dau mașinile de obicei la kilometri ăștia. Da, diesel. Și benzină, da, benzină de albastru. Și abia acum am văzut tot de la tine cu site-ul ăsta, Car Vertical. Și am zis că de acum încolo, când am câte ceva, uite, da. Eu am avut noroc că am luat-o cu 218.000. Mai mult ca sigur am știut că... Nu, mă gândeam că nu sunt originali. Așa da. Că am... O să trecem pe camera asta, că s-a cam dus bateria la cealaltă. Da. E cam greu. Din 2009, 218.000. Eram conștient, dar zic, bă, hai, dă-mi.
La Audi din Pitești mi-au dat cu șutul în fund. A zis nu, că noi nu mai facem verificări. La București, la fel, zis, nu mai facem verificări. Da, asta o cară verticală. Și avea okay. Printr-o cunoștință la Constanța, prin Audi, da, mi-a zis. Mi-a calculat cu totul, în 2012 a intrat în țară și atunci s-a făcut manevra. Am înțeles. Tipică. Românească. Da. Ea e din 2009, a făcut cât a făcut până în 2012, nu mai țin minte, și în 2012 când a adus-o, imediat. Păi se face tot, după ce îți dau kilometri înapoi, înainte să faci rarul, fiindcă dacă a pus să faci rarul, deja, da. E în baza de date și... Am văzut că mai nou poți să verifici și prin rar. Da, pe asta spuneam, dacă... Doar la cele matriculate cu un istoric. Exact. E cel mai bine să faci așa, cară vertical, nu, prima dată rar. Dacă vertical. O vezi că e matriculată și e matriculată de mult. Exact. Rar, car vertical și apoi un mecanic. Nu poți să spui că cumperi o mașină doar prin car vertical. Absolut, sau da. Prin rar. Adică trebuie să vezi și mașina și să afli mult despre ea. Mersi mult, Sorin, pentru timpul acordat. Pe Sorin îl găsiți aici. Și e un băiat de nota 10, chiar mi-a făcut plăcere. Ne-am vorbit de mai mult timp să ne vedem. Am făcut mai multe drumuri pe aici și nu ne-am interesat, dar asta s-a fost ziua cea mare și am reușit să facem acest review. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like, un share și un subscribe, fiindcă doar în acest mod ne putem strânge cât mai mulți pe acest canal și putem găsi proprietari ca Sorin care vor sprijini temaștele anului pe canal. Pe mine mă găsești pe Instagram, Merită Toți Banii, și pe Sorin îl găsești aici. Pe Instagram. Iordache Sorin 99. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!